Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Revenim la subiectul cu geamanturile în formă de cruce plutitoare, care face... Păi, acum m-am gândit, zic, dacă ajungi acolo, da, și Doamne ferește, sunt valuri și asta, și un val mai mare, te lovește crucea aia în cap. Da, și mai e un risc, dacă te agăzi de ea, că unii ziceau, te agăzi de ea să nu știu aia, se răstoarnă, se pune invers și devine crucea antihristului, știi? Că crucea inversă? La asta nu s-au gândit, da. E adevărat. Sataniști. Mamă, e norocire. Domnul Raed este foarte supărat. Luca nu știe, cu sataniști, cu rogul astea, nu mai treabă, da. Domnul Raed, să știi, s-a supărat foarte tare cu geamandurile. Că s-a râs de geamandura cu cruce, cu nu știu ce. Și a postat, dânsul a postat ieri pe Facebook, citez, am încercat să facem ceva care să sporească acțiunile de prevenire a necurilor pe durata sezonului de vară. E vorba, zice domnul Raed Arafat, de un proiect care are ca scop semnalarea într-un mod foarte vizibil la zonelor periculoase, unde au avut loc mai multe necuri în ultimii ani. Ok. Ca să fie vizibil și să atragă atenția, nu putea fi o mică minge plutitoare. Fiind necesară o vizibilitate mai mare când te apropii de zona de pericol. Ideea unei cruci de culoare roșie poate fi interpretată în mai multe feluri, însă ea semnalează pericolul de la distanță, iar când te apropii de ea și mai mult, poți citi și textul de avertizare, atrăgându-ți atenția că deja ești foarte aproape de pericol. Asta în cazul în care ești la suprafață. Dacă ești de desubt, nu mai ai niciun text, nu mai citești nimic. Apoi domnul Raed a adăugat, citesc, poate din lipsă de subiecte în spațiu public, asta, care mă înțelegi, și prin grijă unor personaje care, indiferent ce am face, tot prostie, Luca, la tine mă uit, s-au umplut Facebook și media de comentarii, inclusiv a unor așa zici responsabili în domeniul salvării din mare. Aici are supărare pe salva mari, clar. Deși noi, răutăcioși, cum ne știți, am râs de geamantură, de și ce? Noi și foarte mulți, dar mai ales salva mari. Deci la salva mari nu se aștepta. La noi, domnul Rai, ce așteptări să ai de la noi? Noi suntem niște loaze, vai de capul nostru, luăm în bătaie de bagiocuri orice. Te știi că domnul Rai ne-ascultă și... Păi de asta zic. Cred că s-a supărat și pentru noi. Da, ne știe. Și auzi, mă, ăia, iar repetenții clasei, acum râd de ideea mea cu crucile. Asta, bun, a fost un proiect de 2 ani. Bă, da, și salva mari? Cum e posibil așa ceva? Deci, domnul Raed, dacă ne ascultați, să știți că noi susținem ideea și am vrea extinderea, dar și pentru alte religii, dacă s-ar putea. Mi se pare, totuși, că o cruce plutitoare nu sperie, mă scuzați, domnul Raed, cu tot respectul, decât musulmani, adică creștinii ar fi chiar atrași de ea. De ea. Înțelegeți? De ea. Cum ar fi? Așa. Deci, creștinul, când e el în apă și vede crucea, el simte o înălțare. Și practic plutește cum și Mântuitorul Iisus a mers pe apă și mai a înțârț Moise a despărțit apele, Moise ăla vechiul, nu ăsta, da. Atunci creștinul, el când vede crucea în apă, riscul este, care va să zică din potrivă, să se ducă spre cruce. Că practic crucea la creștin nu e de sperietură. Nu știu la cine s-a referit domnul. Văd că nu participați la discuția asta, care este periculoasă. Nu, de ce îți dă gură chitica, vorba aia în păpușoi? Să te frisească pe tine. Păi de ce să zic? Că e vara acum, vin vacanțele, vrei să pățesc vreo pană. Auzi? Da, a zis dânsul că nu poate să atragă atenția cu mingi mici. Mici. Să pună minge mare. Să facă asta. Minge o minge mare. Cât un bloc de 4 etaje, cum o vezi? Pe apă. Trăgea lumea la ea, să spun. Nu, la umbră. Da. La umbră. Altfel, să știți că sunt foarte multe glume pe net, cu asta sunt numeroase. Cineva propune să se adauge și colivă și lumânare. Băi, altceva. Eu aș... crucioi. Da. Eu aș nota spre coliva aia. Băi, asta zic. E... Deci pentru fani de colivă, da, ar fi periculos. Mai e cineva crede că ar fi pericol să nu fie confuzie cu crucea de bobotează. Care, să se arunce... Da, se aruncă după cruce și sigur altcineva ar putea spune nu, că crucea de... Adică bobotează e în februarie. Nu, e în ianuarie. E în iarnă. În ianuarie. E chiar la început de an. Bobotează este chiar în ianuarie. Da. O să întreb la dublu sau nimic asta, în celul unei bobotează, că nu am șansă să încurc. În februarie e Valentine's Day. Da. Da. Și dragobetele. Nu seamănă chiar. Ai dreptate. Deci bobotează în ianuarie, cum ziceam. Nu în februarie, cum am auzit că cred unii. Da. Și ca atare nu s-ar putea să fie. Dar pe de altă parte ce? Ups, Teodosie. Poate să facă bobotează și vara. N-a făcut Paștele, l-a repetat. Bravo, deci, bravo. Să facă și o bobotează vara. Mai la mare, mai pe sezon, mai pe... Adevărul că e grece, e nasură în ianuarie, bobotează... Da. Toate la grea. Noi pică, bobotează, pică iarna, 1 decembrie pică iarna, firar să fie, n-am aici, nu e o sărbătoare tot de vară frumoasă. Da, în afară de Europa FM.
Europa FM, da. Care este 26 mai. Asta e. Unul propune extinderea ideii și la alte locuri periculoase. Deci să se pună geamanduri cu cruci în apă, lifturi cu capac de sicriu, că și liftul e periculos. Corect. Dacă se deschide ușa și nu e liftul acolo, faci un capac de sicriu, îți atrage atenția imediat. De ce râzi, mă? Sau treceri de pieton cu coroane și cranii cu oase fosforescente. Treceri de pieton, da. Trebuie să fii foarte atent. Da. Practic, trebuie să fii avertizat că e risc mortal acolo și adevărul că mor mai mulți pe treceri de pietoni în România decât înnecați la mare la Eforie. Și acolo mor. E adevărat. Deci asta nu poți să te opui, știi? Iar pe șosele aș vedea avertizmente mari, panouri mari. Pe aici, să scrie mare așa, atenție, pericol de moarte. Pe aici circulă șoferi cu permise luate la Pitești. Da. Asta ar fi groaznic. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.